Tehnici de lucru combinate în realizarea colajului Rățușca zburătoare, clasa a patra. Scopul acestei activități este acela de a realiza o jucărie din diferite materiale reciclabile prin tehnici de lucru combinate pentru camera școlarului mic. Această activitate corespunde competenței specifice 2-3 din programa școlară. Iată care sunt materialele necesare: o hârtie albă A4 cartonată, o hârtie gumată galbenă simplă, o bucată de hârtie gumată de culoare portocalie, doi ochișori de plastic și un șnur. Vom avea nevoie de un creion, o foarfecă și un pistol de lipit cu rezervă de silicon. Vom realiza această rățușcă în mai multe etape. Mai întâi, vom confecționa șabloanele pieselor componente. Apoi, cu ajutorul șabloanelor, vom contura pe hârtia gumată părțile componente ale rățuștii. Apoi, toate piesele le vom decupa cu foarfeca, le vom lipi între ele cu ajutorul pistolului de lipit și, la final, le vom expune. Pentru confecționarea șabloanelor, avem nevoie să printăm la imprimantă piesele componente. Apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii. Obținem astfel 6 piese componente. Pentru a confecționa șablonul de cioc de rățușcă, vom desena cu mâna liberă o formă ovală pe o bucată de hârtie cartonată, pe care apoi o vom decupa cu ajutorul foarfecii, ca în imagini alăturate. Suprapunem șabloanele pe hârtiile gumate și apoi le conturăm cu atenție. Piciorușele și ciocul le conturăm pe hârtie de culoare portocalie, iar aripioarele, capul și corpul le conturăm pe hârtie galbenă. Apoi le vom decupa după contur cu foarfeca. Am obținut astfel 7 piese componente. În etapa de asamblare, lipim toate părțile componente ale rățuștii cu ajutorul pistolului de lipit. Începem asamblarea corpului prin lipirea pe verso a piciorușelor, în partea inferioară a corpului, și apoi lipim aripile, una în stânga, iar cealaltă în dreapta, ca în imaginile alăturate. Lipește ochișorii în partea superioară a capului, ca în imaginile alăturate. Apoi lipește ciocul sub ochișori. Prindem vârfurile ciocului într-un punct de lipitură pentru a-i oferi stabilitate. Apoi lipește capul de partea superioară a corpului. Înnoadă șnurul și lipește-l pe verso pentru ca decorațiunea să poată fi suspendată. Expune decorațiunea într-un loc preferat. Poți conferi o utilitate acestei decorațiuni atașându-i un mesaj personalizat, în funcție de nevoile și dorințele tale. Îți mulțumesc pentru atenție!